Cu gândul la călătorie, așa suntem noi, dar și invitații noștri care au avut parte de sărbători de vis în Belgrad și care ne vor recomanda și destinații mai calde acum în sezonul de iarnă, dar uite și stațiuni de schi pentru cei care totuși vor să profite de zăpadă. Lavinia și Dragoș Doroiu au venit la Între Prieteni. Călătorisim? Călătorisim! Bineînțeles, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Îmi place la nebunie să povestim așa despre unde putem să mergem și unde putem să ne încărcăm așa și cu energia locului și să descoperim mereu lucruri frumoase. Ia povestiți-mi voi de cum v-ați petrecut sfârșitul anului. Ne-am petrecut cum nu se poate mai bine. Am ales ca destinație Serbia, am fost în Belgrad. Poate te-ai întreba așa cumva de ce Belgrad? Asta i-am zis și eu lui Dragoș când a venit cu propunerea. Pentru că voiam să mergem undeva, ori la cald, ori la zăpadă, n-a fost niciuna, nici alta. Dar iubita mea, te duc la Belgrad. I-am acordat un vot de încredere, nu da. M-am înșelat. Am fost pentru oamenii de acolo, pentru vibe-ul de acolo, distracția și... feeling-ul este senzațional. Deci, distracție ca la Belgrad nu găsești niciunde. Asta adică se distrează la fel de bine ca noi sau poate chiar mai bine? Există așa ceva? Cred că un pic mai bine. Cred că ne-am cam depășit. Ne-am dus, sincer, strict pentru distracție, pentru gastronomia lor, care totuși e asemănătoare cu cea da. A românilor, dar ei din orice, din tristețe, din bucurie, muzică, să fie muzică, să fie distracție. Ne-am alocat cele puține zile pe care le-am petrecut în Serbia, în Belgrad mai exact, în special pentru Revelion. Dar pe aici, pe acolo am reușit să vedem și câteva atracții turistice, cât ne-a permis timpul infim din cât ne propusesem. Dar, e, oricum, contează că ați fost acolo și că ați simțit așa farmecul locului. Dacă ajungem și noi în Belgrad, ce să vedem, ce să nu ratăm? În primul rând, mergeți undeva unde se cântă muzică live. Așa. Unde se mănâncă, se distrează lumea, unde se bea până la urmă. Deci asta este primul lucru pe care trebuie să-l faceți în Serbia. Și nu numai în restaurante, cât și pe Dunăre, pe Sava, sunt croaziere care oferă muzică live. Se poate lua cina, chiar de Revelion se putea face o petrecere pe croazieră. Deci dacă vreau o cină romantică așa pe Dunăre, frumos, o croazieră, nu? Exact. În clar de lună. Practic, dacă ajungi acolo, scuză-mă că te întrerup, nu trebuie să mergi undeva anume. Mergând pur și simplu la feeling, așa cum s-ar zice, te da? Întâlnești, au foarte mulți trompetiști. Am înțeles că acolo vara se organizează și un festival al trompetelor. Foarte tare ideea mi s-a părut. Și mergând pe străzi, efectiv, din loc în loc, găsești grupuri de trompetiști unde te îmbii așa la voie bună, la distracție. Până nu și te cel lasă, mai plictisit om. Și cel mai plictisit om îi vine cheful așa de... Foarte interesant. Ce mai vedem în Belgrad? Ca să facem o mică paralelă de ce am pățit noi în Belgrad. Ce ați pățit? Am ajuns la locația, la restaurantul unde am petrecut Revelionul și, bineînțeles, ne-am pregătit cu haine de schimb, cu gândul că o să bem un pahar, două de vin, lăsăm mașina acolo, ne întoarcem cu trotinetele către cazare. Da. Pățania ei este că și-a uitat fix încălțările de întoarcere. Încălțările cu care trebuia să merg pe trotinete. Da. Și bineînțeles, mă duc eu ca o floricică la portbagaj, n-am găsit nimic pe tocuri de 10, nu puteam, nu ești foarte, mă înțelegi. Da. Și ce să fac? Șosetele. I-am luat și șosetele lui Dragoș. Cine era la 5 dimineața pe trotinete în șosete? În șosete. Asta e o amintire. Ce drăguț, foarte drăguț. Ca și aspecte importante din Belgrad ar fi parcul Cale Megdan, unde este o cetate, în interiorul căruia este un parc, de pe zidurile căruia se vede foarte ok. Ai o panoramă exact, așa, către Sava, da? Către Dunăre și într-adevăr către mare parte din Belgrad. De altfel, în cetate se află și un muzeu militar în aer liber, unde sunt exponate diferite tunuri, blindate, chestii de armată. De sezon, cum să da. Zice. Așa. Da, iar principalele străzi pietonale din Belgrad ar fi Skadarska, strada Skadarska, da? Și Kneaz Mihailova, unde sunt pline de, exact ce a spus și Lavinia. Facem shopping, dacă tot am ajuns acolo, da? Și... E perfect. Și să nu uităm de Avala Tower. Trebuie să povestim că undeva în apropiere, lângă munții Avala, avem și un turn așa, care a fost dărâmat și a fost reconstruit și asta se poate vizita din 2010, unde undeva la 200 de metri îți poți bea o cafeluță așa, admirând toată priveliștea și vezi aproape tot orașul de sus. Sună bine, sună foarte bine. Ai scris despre Belgrad pe blogul vostru? Nu, am scris, am făcut un vlog. Ah, perfect. Un vlog. Dacă vrem să reluăm așa din informații și vrem să ne facem un itinerar, zic că putem să ne inspirăm de la voi. Dar așa, uite, când ne-ați încântat cu ideea asta să mai mergem și undeva la căldură, să mai ieșim un pic din rutina asta, unde ne recomandați să mergem acum în sezonul de iarnă?
destinații din sudul Europei. Sunt destinații destul de accesibile în perioada aceasta. Biletele de avion, dacă stai și le urmărești, le prinzi la prețuri destul de bune. Poți merge în Malta, spre exemplu, noi am fost și eu m-am îndrăgostit, am găsit ape albastre, da, cei care ne urmăresc știu că sunt îndrăgostită de ele. Am mai văzut, studiază Dragoș acum în Santander, în Alicante, câteva destinații. Sper să prindem și noi un zbor bun. Da, Costa del Sol e minunată. Da, am fost în Malaga, am făcut un circuit Catania-Malaga și plăcându-ne destul de mult Malaga, am mers pe ideea că putem să încercăm și Alicante sau Santander. Subscriu, căci m-am îndrăgostit de Malaga, am văzut-o anul trecut, tot așa spre finalul anului și am nimerit o vreme splendidă. Da, noi spre sfârșit de octombrie. Și poți să faci multe lucruri, da, multe, multe lucruri. Poți să mergi din Malaga în tot felul de orașe care sunt la o distanță scurtă de o oră, două și chiar poți să cuprinzi mai multe. Este și Marbella, chiar și Gibraltar. Da, deci chiar este o destinație minunată. Și poate vă bate gândul să vă mai întoarceți și la vară sau la vară faceți altceva. La vară mergem pe... De fapt, la vară mă chinuie, ca să zic așa. Da. A făcut un circuit cu mașina de vreo 2000 de kilometri pe sens și vrea să descoperim Georgia. Oh, ce frumos! Deci gata. Da. Vă duceți acolo, în Georgia. Da, o să fie segmentat cumva traseul pe tot litoralul sudic al Mării Negre sau mai bine zis nordul Turciei. O să ajungem în Georgia, în Batumi, unde o să petrecem câteva zile cu toate locațiile din prejur, inclusiv Kutaisi. Aici aș recomanda celor care nu vor să stea ca noi atâtea ore în mașină, pot lua zbor către Kutaisi, nu există zbor direct, dar via Larnaca pot ajunge în câteva ore. Da. După care din Batumi o să plecăm în Tbilisi, în capitala Georgiei, unde de altfel încercăm să descoperim lucruri noi. Dar ce v-a atras la Georgia? De ce ați pus-o acolo pe listă? În primul rând, necunoscutul. Și din punctul meu de vedere, altceva la baza munților Caucaz, o priveliște, iubitorii de natură și de munte, chiar se încarcă, nu? La George ar să meargă. La un search așa pe Google, imaginele de acolo. Stai răsuflarea, da, nu? Exact, sunt ceva. Într-adevăr. Într-adevăr, băi, uite, și dacă tot vorbim de munți și de lucruri pe care le putem face, uite, la schi, unde ne recomandați să mergem la... Pe lângă destinațiile de la noi din țară, care sunt cunoscute de toată lumea, eu fără zdar și poate aș recomanda Bansko. Este deja arhi cunoscută această stațiune, dar acolo ai undeva la 75 de kilometri de pârtii de schi pentru toate tipurile de oameni. Este un oraș superb. Dacă nu ești neapărat cu sporturile de iarnă, poți să te plimbi prin orașul vechi, pe străduțele acelea pietruite și înguste la ceas de seară, să admiri clădiri medievale și piețele tradiționale, care te introduc așa într-o atmosferă boiemă, aș putea spune. Voi sunteți iubitori, așa vă place să mergeți, uite, mai cu schiuri, mai cu snowboard? Am învățat să schiem recent, chiar în Bansko. Da. Într-adevăr, este facilă celor care învață sau celor care nu au mers de foarte multe ori la schi. Și cu ocazia asta pot să spun că am făcut și o mică listă cu stațiune de schi din sudul Europei sau din apropiere de noi, că asta era important, să nu mai facem referire la cele din Alpi, fie elvețieni, fie austrieci. Și într-adevăr, în Bulgaria, Bansko este pe primul loc, urmat de Boroveț și chiar o stațiune din sudul Bulgariei, care nu este cunoscută, se numește Pamporovo, este cea mai sudică stațiune de schi din Europa și este chiar cea mai însorită stațiune. Iar dacă ne mutăm puțin mai la est în Serbia, ar fi două stațiuni destul de importante, Zlatibor și Copaonik. Zlatibor fiind oarecum asemănătoare cu Poiana Brașov, neavând munți înalți în preajmă. Și chiar în Zlatibor găsim și cea mai lungă telegondolă, cel mai lung traseu de telegondolă din lume, de 9 km. Sună foarte bine. Cât faci cu mașina până acolo? Sunt undeva la 650-700 de kilometri. Deci nu e așa departe, da, să zici că... Și mai scap și de aglomerația, da, de pe Valea Prahova. Ai văzut, da, ce se întâmplă zilele astea și la telegondolă și așa mai departe. Mai descoperi și alte lucruri frumoase și bine să-ți mai revii, că asta este ideea, să te bucuri. Îmi place foarte mult ce ne-ați povestit și ne-ați inspirat. Eu de-abia aștept să mai găsesc acolo pe rețele de socializare, vloguri și tot felul de articole, pentru că, uite așa, te mai uiți, mai citești, îți mai planifici și tu o călătorie și e bine să o facem din timp, așa, ca să nu suferim, apropo, la buzunar. Exact. Vă mulțumesc tare mult că ați venit la noi. Vă doresc să aveți un an plin de călătorii frumoase și să mai treceți, așa, din când în când, când vă mai întoarceți, mai povestim. Sigur că mulțumim, da. Și noi. Mulțumim, invitație. Și noi. Mulțumim tare mult.